Primul pacient român tratat în străinătate după exploziile de la Crevedia a revenit cu bine în țara azi noapte. Este vorba despre un pompier în vârstă de 28 de ani care a fost tratat la Spitalul Universitar Graz din Austria. El a venit cu un avion de linie și imediat după debarcare a fost întâmpinat de premierul Ciolacu, ministrul de interne și șeful departamentului pentru situații de urgență. Îi spunem acum bună dimineața colegei noastre Elinca Nazarie, care ne oferă mai multe detalii cu privire la starea acestui pompier, dar și a celorlalte victime care se află internate în spitale. Bună dimineața! Iată, Radu este primul dintre pompierii români care s-au întors acasă, așa cum spuneți și voi, care au fost tratați în străinătate. Are 28 de ani, a avut arsuri la nivelul feței și a fost tratat în ultimele zile în clinica universitară din Graz, din Austria. A ajuns acasă noaptea trecută, aproape de miezul nopții, a fost întâmpinat de șeful DSU, de ministrul de interne și de premierul Marcel Ciolacu. Iată, într-o postare a ambasadei României în Austria sunt citate și câteva dintre reacțiile lui Radu, pompierul de 28 de ani. Spunea că n-ar fi vrut să se întoarcă la București și la Bruxelles, unde este unul dintre colegii săi, pentru că el este cel care a fost aproape în momentul exploziei, că regretă că nu s-a dus după el în momentul exploziei și că s-a dus la ambulanță și că acum este la Bruxelles intubat. Despre starea celor din Bruxelles de la Spitalul Militar știm că starea lor s-a ameliorat și că așteptăm vești bune în curând și de acolo. Practic sunt primii doi pompieri care au fost transferați la Spitalul Militar din Bruxelles. În continuare sunt 11 persoane în străinătate la tratament. Unul dintre localnicii din Crevedia este în Italia, este cel în stare critică în acest moment. În momentul în care a plecat din România avea o estimare de aproximativ 80% arsuri pe suprafața corpului, însă după evaluarea medicilor italieni a ajuns la aproximativ 90%. Iată, a fost și transferat de altfel într-o altă clinică din Italia, înaltă specializată în tratamentul marilor arși. Mai mulți sunt în continuare, vă spuneam, în clinicile din străinătate și sunt în continuare în atenția medicilor. 25 de persoane au fost deja externate, sunt bine și urmează tratamente. Cei mai mulți dintre ei sunt atât persoane civile, dar și pompieri și jandarmi care au fost externați. Iată, 11 persoane sunt în continuare în spitale, 6 sunt la Spitalul Floreasca, 2 la Bagdasar Arseni și 3 la Spitalul de Arș. Urmează să vedem astăzi, în jurul prânzului, dacă apar noutăți în ceea ce privește starea acestora și dacă vom vedea și alte persoane externate. Vă reamintim faptul că 5 persoane au decedat în urma exploziilor de la Crevedia.